Bună ziua, iată cum am promis, revin cu o mulțire mai ciudată un pic. Pentru mulți e ciudată, fiindcă nu se vede pe internet așa ceva. Avem aici trei lăzi. În primul rând, în prima ladă care eu deja am pus-o pe postament, avem foițe. Avem 8-9 foițe, o să las 8. Sau 9, voi vedea ce decid. Și avem aici familia de bază care a intrat în frigurile roitului și e prinde albină, care face 100 de boci din câte am văzut eu pe acolo. Avem o doua familie care și asta este în friguri, dar asta cum face o altă lucrare. Deci am avut două familii puternice și acum o să avem trei familii după ce terminăm lucrarea. Ce trebuie să facem? Pregătim 8 foi, căutăm matca în familia de bază, după care o mutăm între foi, la mijloc, și după care luăm toată această albină din familia respectivă și o scuturăm în familia de bază. Eu nu mai filmez cum scutur toată albina, fiindcă durează. O să filmez după ce termin și o să vă arăt cum o să arate foile cu toată albina respectivă. Iată, reluăm filmarea de la următorul stup. Am spus că scutur toate albinele din această ramă. Din acest stup am scuturat toate albinele. Și iată, a rămas prea puțină albină cu tot puietul. Strângem, iată așa arată. Strângem aceste rame, am mai luat niște rame cu miere care le-am dat în față, fără să... fără să le dau sirop de seară, cred că. Deci acum am scos ramele cu miere, am scuturat în mare parte toată albina. Am să vă arăt. Iată, toată albina este scuturată pe foi. Am pus 3 rame cu miere. Are la dispoziție 8 rame cu foi, are pe mijloc rama cu regină cu ceva larve și acela cel puțin nu va mai roi un timp de acum încolo, cam o lună de zile cred că nu este problemă. Voi vedea în următoarele zile cam cum se comportă, câte foi construiesc, cum începe matca să depună ouă în mod normal. Bun, deci ce facem cu aceste rame? Deci aceste rame de aici vor veni în locul la stupul numărul 2, pe care îl voi muta pe altă locație. O să îl mutăm în altă locație. Vedem unde o să-l mutăm. Bine, până atunci opresc un pic filmarea și facem și această lucrare. Deci continuăm cu ce am făcut. Aici a fost familia de bază în acest stup, unde am scos matca pe rama care se afla, în general puiet larvar trebuie să fie, ca să nu avem puiet căpăcit deloc. Motivul este simplu, pentru a face de seară un tratament antivaroa cu varachet, care este foarte eficient în acest caz. Deci aici a fost familia de bază, care toată albina a fost scuturată pe rame noi, plus matca cu rame larvar. Acel puiet care a rămas, de ați văzut în filmul, toată albina scuturată și a rămas puietul fără albin.
Acel poet a fost adus în stupul numărul 2, unde, cum a fost adus, deci stupul lui de bază, numărul 2, a fost luat și mutat în capătul stupinei. O să vi-l arăt. Este aici. Deci toată familia, așa cum a fost, a mutat-o într-un alt loc, în stupină, aici. Toată albina culegătoare va veni și va acoperi stupul numărul 2, care, bineînțeles, nu are matcă, dar, în schimb, are boci pornite de roire de la stupul numărul 1. Vom vedea, peste câteva zile, vom distruge majoritatea bocilor, vom lăsa o botcă bună pentru a avea matcă. Deci, cam așa este acest tip de înmulțire. Deci, din două familii în frigul roitului, vom obține o familie bună. Deci vom obține 3 familii, din 2 vom face 3. Cam așa decurge acest tip de mulțire practicată în anii 30-60. Deci așa se făceau în acei ani. Vă voi arăta încă un tip de mulțire, tot astăzi, dacă ajută vremea, să vedeți cum se procedează la un alt tip de mulțire. Eu voi face doar aceste două tipuri plus anumite nuclee care le voi folosi pentru a obține doar măci. Vom vedea de ce ați înțeles acest lucru. Urmăriți filmul de mai multe ori dacă n-ați înțeles ceva foarte bine. Numai bine.